regăsit, dragi telespectatori, sunt Andreea Bogdan și vă spun bună seara de aici din studioul Capital TV Alba, din Alba Iulia, la cealaltă capitală. Ieri vorbeam despre cei 7 candidați pentru Alba Iulia, 7 pentru Alba Iulia, exact așa am numit noi campania noastră. Dacă ați intrat pe Facebook, pe pagina Capital TV Alba, cu siguranță ați și văzut acea fotografie în care apar toți candidații pentru primăria Alba Iulia. În zilele ce vor urma, cu siguranță o să-i cunoașteți personal de aici din studioul Capital TV Alba, dar astăzi a venit rândul Sebeșului. Vorbim despre Sebeș. 9 sunt pentru Sebeș, 9 candidați pentru primăria din Sebeș. O să vorbim despre fiecare în parte, să vedem cu ce promisiuni, cu ce programe de campanie vin, sau mai bine zis, care sunt mesajele lor pentru campania electorală, pentru alegerile, iată, locale 2016. Pentru asta am nevoie însă de un invitat pe măsură, așa cum știți, jurnalistul Dan Lungu, invitatul meu permanent de aici, de la cealaltă capitală. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit, sper că nu s-au obișnuit prea mult telespectatorii noștri cu noi. Mulțumesc de invitație. Sebeșul, iată, este mai bogat, nu numai în investiții și putere economică, ci se pare că și în candidați. Și în candidați. 9 candidați, unii cunoscuți în viața politică a Sebeșului și nu numai, alții poate mai puțin cunoscuți. O să vorbim despre fiecare în parte, pentru că iată, avem la dispoziție vreo 50 de minute așa, pentru a vedea cu ce se ocupă fiecare candidat, cu ce vine din urmă și care este mesajul campaniei electorale 2016, însă până acolo o să vedem ce știm despre Sebeș. Da, trebuie să vorbim un pic despre Sebeș, pentru că Sebeșul este un oraș foarte atractiv din punct de vedere economic. Ne demonstrează puterea economică și firmele economice, firmele locate în ultima perioadă. Am văzut pe rețelele de socializare, am văzut în campania electorală din acest an faptul că numele Sebeș este folosit împreună cu numele unei companii. Nu o să dăm numele, se spune orașul și numele companiei respective sau numele mărcii respective, ceea ce demonstrează faptul că Sebeșul deja este privit altfel. Am citit înainte să ajung în emisiune și o statistică națională. În statistica națională erau trecute orașele cu cel mai interesant potențial economic și cele mai atractive pentru investitori în ultimii 5 ani. Iar Sebeșul se afla printre aceste orașe. Dovada este și acea investiție germană care s-a realizat în ultimii ani la Sebeș. De ce s-a realizat la Sebeș și nu s-a realizat la Alba Iulia sau în alte zone? Păi eu cred că răspunsul este foarte simplu. La Sebeș trece o autostradă, o autostradă care practic va lega tot ceea ce înseamnă România, va fi una dintre arterele principale atunci când vom avea autostrăzi, pentru că așteptăm și noi, așteptăm. Fiecare dintre cei care avem mașină și volan, așteptăm acea autostradă. Pentru că are deschidere la autostradă. Are o poziționare interesantă. De ce? Pentru că face legătura, chiar și acum, când nu avem autostrăzi, cu două rute rutiere importante. Este vorba de drumul european DN7, drumul național 7, cred că 63 este ca drum european, și drumul național 1. Practic, leagă Clujul de Sibiu sau partea de Timișoara și așa mai departe, granița țării de Sibiu, din nou spre București. Din acest punct de vedere este interesant ca poziționare strategică. Pe de altă parte, din câte cred eu, investitorii au găsit mult teren compact pe care au putut să-l achiziționeze astfel încât să dezvolte acea investiție. Iată de ce Sebeșul este interesant, este și interesant, atractiv din punct de vedere și economic. Bine văzut din afară. Acum sebeșenii, oamenii cei care locuiesc acolo în Sebeș, nu sunt atât de mulțumiți. O să și vedem într-un material de ce și ce dorințe ar mai avea de la viitorul primar. Sunt făcute investiții în Sebeș, iată, au fost create foarte multe locuri de muncă, dar în același timp zic oamenii locuitorii municipiului Sebeș că nu prea s-au mai întâmplat lucruri în ultimii ani, iată, dacă vorbim de ultimul mandat al domnului Alexandru Dăncilă, pentru că el nu mai candidează, deja e final de mandat și cu siguranță unul dintre cei 9 candidați o să ia locul. Da, dacă ar fi să ne uităm din punct de vedere administrativ,
Nici eu nu sunt mulțumit. Dacă aș locui în Sebeș, aș fi un cetățean critic. De ce? Ce îi spune? Ce nu ți-ar plăcea? Să o luăm cu începutul. Sebeșul are o zonă istorică foarte frumoasă. Este un vechi burg, are niște clădiri de patrimoniu care se află chiar în zona centrală. Nu am văzut să se întâmple ceva, nu am văzut un lucru coerent în acea zonă. Poate administrația locală să intervină, să facă acea stradă să arate așa cum ar trebui, o stradă din punct de vedere turistic, sau de ce nu să sprijine, pentru că poate să sprijine prin anumite facilități proprietarii de clădiri să le reabiliteze, cel puțin fațadele, să arate cum arată Sibiul. Da, și să atragă atenția asupra acestor monumente despre care vorbim, pentru că sunt mulți, chiar și locuitorii municipiului Sebeș, care nu prea pot să zică nimic despre ele. Sunt invizibile, există, dar nu adică prea. Eu când ajung într-un oraș care are valențe nemțești, săsești, mă aștept ca lucrurile să fie puse într-o oarecare ordine. Îmi cer scuze, am folosit acum și cred că este și motorul unuia dintre candidați. Nu o să-l mai folosesc, dar m-aș aștepta ca lucrurile să fie mult mai într-o ordine așa firească, o ordine mai nemțească. De ce? Pe de o parte, beneficiez de un aport la bugetul local foarte mare prin acele companii pe care le ai în acea zonă. Pe de altă parte, beneficiez de faptul că mulți investitori sunt încă interesați de Sebeș. De ce? Prin acele afaceri colaterale care s-au dezvoltat pe lângă mari investitori. Și să nu uităm, mie mi se pare aberant, Sebeșul, care are o putere economică atât de mare, n-a reușit să folosească ceea ce este cel mai important sau ce a fost cel mai important în ultimii ani în România, fondurile europene. Dacă nu mă înșel, în Sebeș, administrația locală a reușit să acceseze un singur proiect european și ăla pe zona socială. Și acela cam nesemnificativ, nu pe dezvoltare. Da. Pe de altă parte, haideți să ne uităm... De ce mergi lucrurile atât de greu, îngreunat în municipiul Sebeș, din toate punctele astea de vedere? Pentru că, iată, sunt multe carențe, multe domenii la care stăm prost. Nu putem spune că n-au avut bani. Deci, din punctul meu de vedere, Sebeșul este cu o putere economică mult mai mare decât administrația locală din Alba Iulia. Și iată că iar ajungem la acel cuvânt, potențial. Are Sebeșul potențial, iar n-a fost valorificat. Ne lovim de aceeași problemă. Nu. Pe de altă parte, poate Sebeșul are și un dezavantaj. Faptul că este fracționat foarte, foarte mult. Sebeșul ca oraș înseamnă foarte puțin. Mai multe sau mai întinse sunt zonele aparținătoare. Vorbesc de Petrești, vorbesc de Lancrăm, unde fiind o zonă urbană sau periurbană, am putea spune, acolo problemele sunt mult mai mari. De ce? Fiind locuințe individuale, am văzut și o dezvoltare oarecum haotică în anumite zone în aceste localități aparținătoare ale Sebeșului, așa că este greu ca o administrație locală să țină pasul cu ceea ce se întâmplă. Dar cred că nu și-au făcut temele de la început și eu zic că devină nu este ultima administrație locală. De vină sunt administrațiile locale care s-au perindat în ultimele mandate. Cred că de vină poate ar fi toate administrațiile locale de după 89 încoace, de când ne-am trezit din comunism și am început să avem această democrație. Dar dacă ar fi avut o viziune, o coerență, dacă s-ar fi gândit poate mai devreme la faptul că Sebeșul este sufocat de mașini sau era sufocat de mașini. Era nu se ajungea în acea problemă. Știți că Sebeșul era până să se dea în funcțiune acea autostradă cel mai tranzitat oraș din România. 45.000 de autoturisme, autovehicule, tiruri și așa mai departe așa treceau este. În 24 de ore și prin Sebeș. Și pot să vă Sebeș. Spun asta cu mâna pe inimă, trecând mereu prin Sebeș, pentru că am drum și la plecare și la venire, tot prin Sebeș ajung. Chiar era un trafic infernal, acum s-au mai schimbat lucrurile. Mai greu e în Lancrăm, se întâmplă ceva acolo și stăm din nou prost la capitolul de trafic. Însă până la asta, pentru că spuneai, nu prea e fracționat oarecum Sebeșul și e foarte puțin în ceea ce privește toată desfășurarea, toate activitățile. E o singură arteră principală acolo și mulți răutăcioși, cei care aud de Sebeș, că suntem din zona Sebeșului, spun,
orașul ăla cu o singură stradă. Cam asta spun oamenii din afară despre Sebeș. E tot ce le-a rămas în minte. Nu, orașul oamenii, cu o singură stradă. Oamenii din afară poate sunt un pic invidioși că se uită peste drum. Dar, revenind, dacă exista o coerență, o viziune, să vadă dezvoltarea orașului, cum spun eu de fiecare dată, nu de azi pe mâine, ci peste 10-20 de ani, nu se ajungea în situația asta. Haideți să ne gândim un pic că în momentul în care a venit, pot să dau numele unei companii pentru care nu mai există în momentul de față, MD Frati, în momentul în care a venit MD Frati, trebuia să se gândească, domnule, cum se va dezvolta această companie, ce va face în Sebeș, unde este zona industrială acum și haideți să o mutăm un pic mai în afara Sebeșului, că avea posibilitatea administrația locală să facă acest lucru. Apoi, putea să gândească din timp o șosea ocolitoare a Sebeșului. Știți că mult timp s-a discutat despre acest lucru. Și s-a tot așteptat acea. Eu mi-amintesc că din anii 2000 se vorbea despre o șosea ocolitoare a Sebeșului, atunci când nu prea visam la autostrăzi, ci visam la lucruri mult mai simple și mai palpabile. Și da. Cred că au trecut peste 10 ani. E adevărat, Sebeșul are o singură stradă principală. Aia era tranzitată de sute de tiruri în fiecare zi. Cred că și acum, dacă mergem pe strada aia, fiind foarte tranzitată încă, există denivelări, există tot felul de probleme. Mie mi se pare încă o dată, repet, aberant la o localitate care are foarte mulți bani la dispoziție și are și posibilități. Da. Pe de altă parte, trebuie să spunem și să recunoaștem că Sebeșul este în România cunoscut nu numai pentru acea singură stradă, ci este orașul fără șomeri. Așa se vorbește despre Sebeș. Rata șomajului este foarte, foarte mică. Se spune că în Sebeș numai cine nu vrea nu își găsește un loc de muncă. Da. E adevărat, rata șomajului este undeva între 2 și 3% din câte am văzut eu astăzi. Peste 1300 de firme sunt în momentul de față în Sebeș. Și... Dar în același timp oamenii mai fug de Sebeș din cauza poluării. Nu putem să evităm acest imediat ajung subiect. Și la acest subiect. Eu mi-am notat. Deci astea sunt punctele bune. Peste 1300 de firme, spuneam, este orașul cu cea mai mică rata șomajului, una dintre cele mai mici rate a șomajului din țară, are și probleme, aș putea spune că încă are probleme din cauza traficului. Dacă erau atunci 45.000 de autoturisme, nu cred că acum a scăzut foarte mult. De ce? Pentru că rămân încă problemele legate de tirurile care intră în interiorul Sebeșului și poate a trebui gândită și o încercare sau o variantă de fluidizare a traficului ca să nu mai treacă tot prin centrul acela al Sebeșului. Oraș cu poluare ridicată. Da, apare și acest lucru în dreptul Sebeșului. Se vorbește despre Sebeș ca un oraș cu poluare ridicată și mi se pare și normal să vorbim despre Sebeșul ca fiind un oraș și cu poluare, pentru că are activitate industrială. Nu de mult au ieșit oamenii în stradă protestând împotriva poluării în Sebeș. Este activitate industrială și acum am fi ipocrit să spunem că în, acolo unde este activitate industrială cresc numai floricele și este cel mai curat aer. Nu, activitatea industrială și poluează. Asta face, astea sunt riscurile. Dar aceste riscuri trebuie să le punem în balanță în așa fel încât să fie acceptabile. Să putem trăi în zona respectivă. Exact, iar aceste companii cu siguranță sau aceste poluări ar trebui să se întâmple undeva în periferiile orașului, la mare depărtare de tot ceea ce înseamnă populație din punctul meu de vedere, dacă chiar există Dacă se întâmplă această poluare, ar trebui sau această activitate industrială în țările europene, nu în România, da. De obicei activitatea industrială se mută în afara localității, în afara zonelor... Ferile europene, nu România. Zonelor populate. Dar acum trebuie să recunoaștem că Sebeșul era destul de mic în momentul în care unii dintre acești investitori s-au locat aici. Între timp, zona asta, Sebeșul s-a extins foarte mult și a cuprins și zona industrială. Acum, marea problemă este... Ce facem? Îi gonim pe acei investitori, le spunem să-și cumpere alte terenuri în afară? Sau, din contră, încercăm să coabităm oarecum împreună, în așa fel încât să ne respectăm unii pe alții? Eu cred că dacă ar exista respectul acesta, pe de-o parte, investitorul să știe că este primit aici, dar grija principală este pentru oameni, iar de partea cealaltă, omul să înțeleagă că acel investitor
îi creează oarecum o bunăstare. Și să nu uităm, în tot acest echilibru, ar trebui să existe la mijloc autoritățile statului care să vegheze ca poluarea să nu existe sau să nu fie depășită și așa mai departe. Ca să aibă garanția acel om din Sebeș că trăiește într-un oraș curat. Ei bine, eu am vorbit foarte mult de poluare. Nu este un subiect acum și nici n-aș vrea să vorbim de poluare. Eu... Să nu redeschidem această poveste, sincer, deloc confortabilă. Sincer, pentru mine, eu de foarte multe ori am fost un om critic în momentul în care s-a pus în balanță siguranța cetățeanului. Nu. Când este vorba de sănătatea omului, de siguranța omului, de locul în care locuiește, de confortul său, acolo nu trebuie să negociem. Acolo nu negociem în niciun fel, acolo trebuie autoritățile statului să-și facă treaba. Nu noi care comentăm de pe margine, ci autoritățile statului care sunt plătite din buzunarul nostru. Exact. Asta mergem mai departe. Să se întâmple și iată că folosim atât de mult, ar trebui, sperăm că se va și întâmpla și nu vom mai spune poate în viitor cândva cineva va face ceva și în acest sens. Rămâne de văzut. Mai este încă un punct... În minus, aș putea spune, pentru Sebeș, spuneam foarte puține fonduri europene accesate. Foarte puține fonduri europene accesate și eu mă întreb de ce. Nu există oameni competenți, adică există comune din Alba care depășesc Sebeșul, exact, să fim serioși. Exact, nu, exact. Nu știu de ce. Poate o să ne explice la un moment dat... Poate nu s-a dorit, poate n-a fost nevoie. Da. Da. Deci adică nu e cred atât că... de bogat municipiul Sebeș încât chiar n-a fost nevoie de fonduri și de proiecte europene. Nu știm asta, o să ne răspundă poate cineva dacă o să adresăm întrebări, dacă o să ne răspundă sau nu. Rămâne de văzut că noi am mai întrebat de-a lungul timpului. Mie dar, place mă rog. Sebeșul. Când eram student, uneori evadam în Sebeș pentru că erau anumite oaze de verdeață frumoase și mă întrebam întotdeauna, măi, este parcul acela în centrul orașului cu lacul ăla extraordinar? Nu? De ce nu se face nimic? De ce nu se întâmplă nimic cu lacul ăla? Eu n-am înțeles, nu știu, parcă este arată ca blestemul... Arată dezolant zona în momentul de față, adică chiar nu-ți mai vine să te plimbi pe acolo pentru că nu s-a mai întâmplat nimic și de la an la an e din ce în ce mai trist peisajul în parcul și la lacul. Uneori mă întreb dacă nu cumva este un blestem pe Sebeșul ăsta care are atât de multe bogății. Pentru că trebuie să spunem că are, având acele companii care sunt în Sebeș, are și un aport la bugetul local foarte mare. Având atâtea bogății, poate este și un blestem să se întâmple astfel de lucruri și să rămână... Dar totuși, dacă plantezi un pomișor, eu sunt convinsă că va crește mare, frumos și verde, că doar nu o să dispară așa... printr-o pomnitură de degete peste noapte. Deci, dacă s-ar fi întâmplat lucrurile, am fi văzut și noi și prin parcul respectiv și pe la lacul respectiv câte o îmbunătățire, unde iarna de multe ori se patina frumos. Nu știu dacă s-a mai întâmplat anul trecut. Doru din regie să ne spună, pentru că e din Sebeș, ai patinat acolo? Nu, deci nu s-a mai întâmplat nimic. Oricum, avem 9 candidați pentru primăria Sebeș în acest an. Primarul actual al municipiului Sebeș nu mai candidează și atunci bătălia se dă clar între cei 9 de pe listă. O să vedem imediat despre cine este vorba, însă până atunci, Dane, pentru că, iată, Mirela Todea, colega noastră, a fost foarte drăguță astăzi și a stat de vorbă cu oamenii din Sebeș și i-a întrebat: ce vă doriți de la viitorul primar al municipiului Sebeș? Ești curios să vezi ce au răspuns oamenii și eu, așa că haideți să urmărim materialul după care ne întoarcem. Ce așteptări aveți de la următorul primar al Sebeșului? Ceva mai îmbunătățiri în orașul Sebeș și un parc a tineretului mai frumos, că te închidești tot în el dacă te duci pe acolo. Așteptam să fac un pavaj frumos, cu dale aranjat. Deci, mai multe, cum să spun eu, pentru tineret. Deci, pentru distracția tineretului. Nu avem o discotecă în ăsta, nu avem un strand în orașul Sebeșului. Deci, foarte multe. Drumul mai bune. Locuri de muncă mai mult pentru tineret. Ce așteptări aveți de la următorul primar al Sebeșului? Nu mă interesează. Ce așteptări aveți de la următorul primar al Sebeșului? Nimic. Sunteți dezamăgit? Nu știu, că-s prea mulți. E-s prea mulți, nu știu pe casă alegem. Ce n-au avut alții până acum, ce pot să zic? În primul rând să fie un bun gospodar. Al doilea rând, să ia părerile oamenilor și să le aplice, nu părerile
care crede el că sunt bune. Așteptări aveți la următorul primar al Sebeșului? Ce așteptări? Nu știu, spre bine. A fost rău cumva? Nu a fost rău, dar nici bine. Ce așteptări aveți la următorul primar al Sebeșului? Să facă ceva pentru oraș. Cum ar fi? Bine. O să ne facă mai frumos Sebeșul și nu știu, să... Mai multe spații de joacă pentru copii. Pentru copii, că avem copii, mai multe spații de joacă. Cel puțin în Cogălnicianu nu mai este, că s-o l-a distrus. Nu știu, nu mai am încredere în nimeni. Dar să mergeți la vot, da? Da, normal. Ce calități să îndeplinească ce trebuie pentru oraș. Am așteptări foarte mari, eu vreau să fiu un om cinstit, tânăr și cu realizări noi pentru Sebeș. Cum ați vrea să se dezvolte Sebeșul după alegeri? Păi Sebeșul e un oraș monoton, aș vrea să avem mai multe lucruri de făcut, adică să avem mai multe căi spre a progresa. Nu știu, să deschidă mai multe oportunități. Ce așteptări? Așteptări normale. Să avem un oraș mai frumos și recunoscut european. Deci susține să fie fonduri europene în oraș? Categoric, categoric. Fără ele nu... În primul rând, orașul se arată așa cum ne-am dorit să arate cu toții, pentru că potențial există și să fie aproape de oameni. Ce așteptări aveți la... Iată, cam despre asta este vorba. Acestea sunt dorințele locuitorilor din municipiul Sebeș. Chiar astăzi, colega noastră Mirela Todea a fost acolo în mijlocul sebeșenilor și a stat de vorbă cu ei. Ce zici despre ce își doresc ei de la viitorul primar al municipiului Sebeș? Multe din lucrurile pe care le-ai spus și tu, fonduri europene, locuri de joacă am auzit, locuri de muncă, spunea cineva. Iată. Locuri de muncă am reținut și eu, dar spunea locuri de muncă bine plătite. Bine plătite, da. Locuri de muncă bine plătite. E o mare diferență. Da, este o mare diferență, pentru că poate în momentul de față sunt locuri de muncă, dar nu toate sunt bine plătite, bine remunerate. Și în momentul în care ai un nivel de trai ridicat, deja când vezi ce se întâmplă în Sebeș, faptul că au venit foarte mulți investitori, faptul că există o rată a șomajului scăzută, te gândești deja la următorul pas. Și următorul pas este un loc de muncă, dacă până acum era un loc de muncă, în continuare este un loc de muncă mai bine, mai bine plătit. Și în final, un loc de muncă și mai bine plătit și așa mai departe. Da, apropo de asta, Sebeșul este un oraș scump. Chiar ieri a fost cineva, o locuitoare a municipiului Sebeș aici la noi la sediul Capital TV și spunea că, iată, comparativ cu Alba Iulia, în Sebeș chiriile, de exemplu, sunt mult mai mari. Traiul este mult mai greu și mai scump. Chiriile în Sebeș sunt la fel de mari ca și în Alba Iulia, care este și oraș și universitar, este și reședință municipiu de județ și dacă facem o analiză, putem să întrebăm agenții imobiliari, dar cu siguranță așa este, chiriile din Alba Iulia sunt aproape de cele din marile orașe, adică rivalizează undeva cu Timișoara, chiar și cu anumite zone din Cluj. Asta înseamnă... Dacă o luăm, e normal sau nu? Dacă o luăm, eu zic că este o perioadă doar tranzitorie. Pe de o parte sunt oamenii care au venit și lucrează la acel investitor care se dezvoltă, sunt tot felul de ingineri veniți în această perioadă, sunt tot felul de oameni din afara Sebeșului. Pe de altă parte să nu uităm că sunt proiecte mari de infrastructură, este autostrada Sebeș-Turda, pe de o parte. Se lucrează pe această autostradă, din nou sunt oameni, sunt ingineri, sunt specialiști veniți, sunt muncitori care caută chirii în această perioadă și, dacă nu mă înșel, mai este încă acel proiect de infrastructură feroviară care este încă în derulare și se desfășoară tot pe această zonă, Vințul de Jos, Copșa Mică, parcă este acel proiect, acea magistrală feroviară. E normal, când sunt astfel de investiții, e normal să se dezvolte colateral și piața imobiliară, iar piața imobiliară a explodat. Eu zic că este o creștere pentru moment. Când se vor termina aceste investiții, va reveni nivelul de... Da, să ne întoarcem puțin la doleanțele oamenilor din ce intervievați. Un parc al tineretului am văzut, mai frumos. Da, mai frumos, vezi.
Așa, spunea cineva, sunt prea mulți. Sunt prea mulți, nu știi. Prea mulți candidați, nu știm pe cine să alegem. Da, e adevărat, sunt mulți. Pentru un oraș cu 32.000 de locuitori, 32-34.000 de locuitori. Iată, la Alba Iulia avem 7, la Sebeș 9. La Alba Iulia, care este aproape dublu, avem 7, la Sebeș avem 9. Bătălie mare. Eu zic că bătălia este foarte mare și pentru că sunt foarte mari și orgoliile acolo la Sebeș. Am văzut că cine dorește să aibă oarecum supremație în această zonă, sau toate partidele doresc să aibă supremație în această zonă. De ce? Pentru că Sebeșul este un oraș important, poate la fel de important ca și Alba Iulia. Cu siguranță. Din, cu punct, siguranță. De vedere, din punct de vedere economic. O să mai vorbim despre această bătălie mare dintre cei 9 candidați după o scurtă pauză de publicitate. Până atunci însă o singură completare și o singură părere mai vreau de la tine. Una dintre locuitoarele municipiului Sebeș intervievată astăzi de Mirela a spus așa: nu mă interesează. E o doamnă care probabil nu va merge la vot, nu interesează ce se întâmplă. Cum comentezi asta? Nu e o atitudine tocmai normală. Nu este o atitudine cetățenească, e adevărat, dar din păcate am văzut că în ultimii ani ne-am confruntat la ultimele alegeri cu absenteism la vot, parcă la alegerile prezidențiale s-au mai reglat lucrurile, pentru că a fost o prezență neașteptată la vot, dar de multe ori cetățeanul nu este interesat de ceea ce se întâmplă în urbea lui, în cetate, așa cum spunea Aristotel. Ceea ce este rău, pentru că dacă nu suntem interesați și nu mergem la vot, eu asta spun de fiecare dată și sunt criticat când spun acest lucru. Cine nu merge la vot nu are dreptul apoi să vorbească de pe margine. Da. E foarte greu să fii în teren, dar în momentul în care ești în afara terenului, în tribune, ce simplu să țipi și să urli și să spui: hai mă, dă-i mai tare, mize că... și bag-o în poartă. Da. Nu. Dacă mergi la vot, ai dreptul ulterior să critici. Ai dreptul nu să ai mers la vot, practic ți-ai anulat dreptul cetățenesc și să critici. Da, trebuie să nu mai spui nimic. Așa că mai avem timp să ne mobilizăm până pe 5 iunie, dragi telespectatori, și poate facem asta într-o scurtă pauză de publicitate. Imediat ne întoarcem, nu plecați! SC Electroutil Aliser SRL organizează preselecție pentru ocuparea următoarelor posturi: 10 electricieni, 5 dulgheri, 5 zidari, 5 lăcătuși și 5 muncitori necalificați. CV-urile se depun la sediul societății din Aninoasa, strada Costenii, numărul 311, sau pe e-mail la electroutil@arondiahu.com. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0254513325. Alba Transilvana. Cele mai noi apariții din lumea cărții, peste 50 de titluri participante, lansări de carte, lecturi publice, activități pentru copii, momente artistice și nume sonore ale culturii și literaturii contemporane. Toate într-un singur loc, Târgul de Carte Alba Transilvana. Vino în cetate la Casa de Cultura Sindicatelor între 20 și 22 mai să te bucuri de minunata lumea cărților. Târgul de Carte Alba Transilvana, un eveniment organizat pentru tine de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga. Laga Alba. Societate comercială din Timișoara angajează pe o perioadă de minim un an muncitori pentru lucrări de branșamente la apă și gaze. Carnetul de șoferi constituie un avantaj, pachet salarial atractiv. Detalii la numărul de telefon 0723 563 083. Consiliul Județean Alba organizează Târgul Gustos de Alba 2016, ediția a 7-a. Vă așteptăm la cel mai gustos eveniment al anului pe latura de vest a cetății Alba Carolina din Alba Iulia, în perioada 20-22 mai, între orele 10 și 18.
cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus. Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum noul farmacii Kebene Extra și Kebene Forte. Firma de transport internațional efectuează transport de persoane în Austria și Germania în condiții de confort maxim și de plină siguranță. La 5 călătorii efectuate, cea de-a 6-a este gratis, indiferent de destinație. De asemenea, pentru grupurile mai mari de 4 persoane se asigură transportul pentru orice destinație în Europa. Mai ieftin, mai rapid, mai în siguranță, dacă ne contactezi la numerele de telefon 0255 531 531, 0744 599 002, 0740 171 242 și 0745 507 110. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani, între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Vreți mobilă la comandă din pal sau lemn masiv? Crianză îți oferă design personalizat adaptat necesităților tale și consultanță tehnică gratuită. Ne găsiți în Petrila, complex 8 martie, vis-a-vis de Penny. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la 0728 529 656 sau 0765 546 796. Gabriel! Gabriel! Gabriel, am întârziat! Unde am întârziat? Am întârziat la matinal. Ce matinal? Matinal la capital! Hai să mergem! Matinal la capital! De luni până vineri, de la 9 la 11, cu Mirela și Gabriel. Numai la Capital TV! Că viața e grea pentru fiecare dintre noi, dar împreună putem face minuni. Inima micuțului Radu Ștefan are nevoie de ajutorul nostru. Copilul de 11 ani din Petroșani suferă de o malformație congenitală la inimă, sindromul Wolf, Parkinson-White, și are nevoie de operație urgentă pentru a trăi. Intervenția chirurgicală trebuie efectuată cât mai repede la clinica Cardiomed Mureș și costă 15.000 de lei. Cei care doresc să ajute familia pusă la grea încercare pot face donații în contul în lei deschis la Banca Transilvania pe numele curelar Elena Mirela. Orice sumă donată este de ajutor. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne.
revenit, dragi telespectatori. Suntem în direct din studioul Capital TV Alba și continuăm frumoasa noastră emisiune Cealaltă Capitală, vorbind despre Sebeș astăzi și mai ales despre cei 9 candidați. 9 sunt pentru primăria Sebeș. Alături de mine în studio, Dan Lungu, jurnalist, cel cu care încercăm să vă aducem în atenție candidații, mesajele lor și cunoștințele pe care le avem despre fiecare în parte. Ce au mai făcut din punct de vedere politic, administrativ, până în momentul de față? Avem așadar 9 candidați. Să-i și trecem în revistă repede de tot. Radu Cristian, Romi Dragosin, Dorin Nistor, Nicolae Matei, Gheorghe Feneșer, Nikita Comăniciu, Aurel Novac, Vasile Berghezan și Radu Roncea. Sunt cei 9. 9 candidați, mie mi se pare un număr foarte mare. Pentru un oraș micuț cum este Sebeșul, având în vedere că la Alba Iulia avem 7, nu știu, este interesant Sebeșul din punct de vedere politic. Și ce-ar fi de spus este faptul că, dacă m-am uitat eu bine, niciunul dintre candidați nu are o activitate în zona administrației publice. Ar putea fi undeva la început. În afară de faptul că unii dintre ei au fost consilierii locali și alții prefecți sau și mai departe. Alții prefecți. Da. Nu am văzut o activitate, să vedem un viceprimar care ar putea să fie aruncat în luptă sau un om din administrație care să fi fost pe o poziție de conducere în administrația locală. Dar ce cred eu că este interesant este faptul că dacă nu avem oameni care să fie avut o funcție administrativă de conducere la nivelul municipiului Sebeș, eu cred că aproape toți candidații pleacă cu aceeași notorietate, să spunem. Mai mare sau mai mică. Toți candidații pleacă cu aceeași notorietate. Mai mare sau mai mică. Dar cu șanse relativ egale, apropiate. Pentru că una este, și mai spuneam acest lucru, să candideze primarul în funcție, care se bucură de notorietate, se bucură poate și de anumite pârghii, să spunem, este votat de angajații din primărie, de familiile acestora și așa mai departe. Și una este să nu candideze acel primar, pentru că dacă nu candidează primarul în funcție, automat bătălia este mult mai încinsă și poate și de asta avem atâția candidați, 9 candidați înscriși pentru Sebeș. Oricum, revenind, și aș vrea să concluzionăm legat de Sebeș, eu cred că Sebeșul are un potențial foarte mare. Cred și îmi susțin această afirmație că potențialul Sebeșului nu este valorificat atât cât ar trebui și cred că în următorii ani primarul Sebeșului, indiferent cine va fi, indiferent ce partid va avea în spate, va trebui să își contureze foarte serios o viziune pentru Sebeș. Pentru că în contextul actual, să meargă dintr-o inerție dată de acest impuls economic, nu mai merge. Nu mai merge. Sebeșul are nevoie de o viziune, are nevoie de o strategie pe termen lung, are nevoie să-și rezolve principalele probleme cu care se confruntă. Pornind de la trafic, pornind de la faptul că sunt și localitățile aparținătoare care trebuie băgate în seamă și mai mult decât atât racordate oarecum, am văzut că au existat anumite lucrări și spuneai că Sebeșul nu arată cum ar trebui. Nu arată, dar în ultimii ani au mai avut loc pe aici, pe acolo, anumite lucrări. Eu zic că sunt cârpeni. Nu poți să faci astfel de lucrări fără să te gândești la o viziune coerentă. Și asta are nevoie. De asta are nevoie. De coerență, nu? De coerență, de o viziune concretă. Și până la urmă să ajungă la un echilibru și în zona administrativă, ca fiecare măsură aplicată să fie coerentă și cu aplicativitate pe un termen cât mai lung, astfel încât efectele să fie văzute și e nevoie de curgă beneficiile. De ceva nou, de un refresh cu siguranță și pentru Sebeș. Am văzut, de fapt amândoi ne uitam pe un articol interesant pe internet în pauza publicitară despre partea nelăudată a Sebeșului. Iată, sunt acolo, spun câțiva locuitori, case în paragină, drumuri neasfaltate și mizerie.
imagini cu dedicație pentru mincinoși, spunea cine a trimis pozele respective. Acum noi nu vrem să spunem că există mincinoși sau mai puțin mincinoși, Doamne ferește, dar iată, imaginile vorbesc și sunt atât de multe locuri în Sebeș, cum poate există și în alte orașe, în care lucrurile nu stau deloc bine. Așa că cei 9 candidați, unul dintre cei 9 candidați care probabil va ocupa fotoliul de primar al municipiului Sebeș din 5 iunie, va avea misiune grea să facă ceva. Asta e important, să faci ceva, nu doar să promiți lucruri. Hai să luăm pe rând cei 9 candidați. Îți propun să facem asta pentru că se scurge timpul repede de tot. Și să începem cu începutul. Radu Cristian, din partea PRU, are 35 de ani, iar sloganul lui pentru campanie este Rânduială ca la Sași. Mie mi-a plăcut sloganul și recunosc. Mi-a plăcut. Nu sunt cetățean în Sebeș, nu influențez în niciun fel pentru că eu nu voi vota în Sebeș, dar mi-a plăcut sloganul. Dar Rânduială ca la român nu se poate? Adică noi românii ce avem? Nu, el merge pe un principiu interesant. Spuneam, toată lumea vorbește despre faptul că deja Sebeșul se... Cum să spun, nu știu, o să inventez un cuvânt, se transformă oarecum sau devine nemțesc, mai nemțesc, așa, de când a venit acel concern german în Sebeș și deja toată lumea sau toți sebeșenii și-au descoperit acele valențe și acele origini săsești și merge pe acest slogan gândindu-se oarecum că a câștigat și actualul președinte a României mergând tot pe aceeași variantă, hai să votăm sau să votăm pe cineva merge pe modelul Iohannis, care pune în ordine lucrurile ca și Sași, lucrurile. Radu Cristian nu este SAS din câte știu, nu este dar SAS, iată, el este fost îi place liberal. Modelul, fost liberal. Este fost liberal, este chiar consilier local din partea PNL, nu știu dacă și-a dat între timp demisia, nu cred că și-a dat demisia din câte știu. Ce mai știm despre el? Știu că avea o afacere locală. Și-a dat demisia de la nivelul organizației de tineret pe care o conducea, era copreședintele organizației de tineret a PNL, după ce a intrat într-un conflict. Din câte am înțeles eu, nu se mai regăsea în planurile noului PNL, PNL-ului mare, și își dorea mai mult, își dorea să urce de pe poziția aceea de consilier local, își dorea poate chiar un post de viceprimar. Și de aici au intervenit tot felul de nemulțumire ale lui și neînțelegeri cu organizația județeană. Și trebuie să recunoaștem, a fost și primul care a reușit să-i, sau a avut curajul să-i înfrunte pe domnul Blaga și pe doamna Gorghiu. I-a înfruntat direct într-o scrisoare deschisă, bine că a și fost mazilit ulterior, dar a avut curajul acela. Își dorește să fie un primar tânăr care să facă rânduială ca la Sași în Sebeș. Rămâne de văzut dacă va primi voturile necesare sau nu pe 5 iunie. Trecem mai departe. Mai avem de adăugat ceva? Am văzut, eu am citit și programul lui electoral, am văzut că... Ce își dorește? Păi, printre altele, reabilitarea centrului istoric și promovarea unui târg de produse tradiționale românești, amenajarea parcului Arini, reabilitarea sistemului de sănătate și sportului local, anveloparea blocurilor prin programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, locuințe pentru tineri, sunt câteva dintre lucrurile pe care le propune. Am văzut că este foarte activ pe rețelele de socializare. Deci este foarte focusat pe problemele tineret. Da, presupun că pe asta mizează foarte mult, pe votul tinerilor. Cred că este și cel mai tânăr dintre candidații la alegerile locale din acest an. Să mergem mai departe. Romi Dragosin din partea PSD, sloganul lui, omul potrivit pentru primăria Sebeș, echilibru, experiență, omenie. Este interesantă candidatura domnului Romi Dragosin. El este unul dintre liderii importanți ai PSD și nu numai la nivelul Sebeșului. A jucat un rol important de multe ori în organizația județeană pentru că avea anumite posturi cheie și, dacă mi-amintesc eu bine, domnul Romi Dragosin a fost mereu într-o zonă de influență. Fie că era la un moment dat Liviu Mugurel Sârbu la conducerea PSD, fie că era Ioan Rus, întotdeauna a fost acolo și a jucat un rol important în zona Sebeșului, pe tot ceea ce înseamnă zona Sebeșului. Niciodată nu l-am văzut ieșind foarte puternic în față. De data aceasta,
văd că iese în față, văd că a dorit să candideze, eu cred că oarecum și împins de organizația locală, pentru că dacă s-a retras actualul primar și nu a mai dorit să candideze, presupun că domnul Romil Dragosin era personalitatea locală a PSD cu cea mai mare vizibilitate și de aceea oarecum, vrând nevrând, a trebuit să candideze. Din câte știu, este în momentul de față director la Hidroconstrucția. Cred că nu mai e, cred că a fost, cred că a plecat din, din funcție, dar nu am informații foarte clare în acest, în acest sens. Dar nu mai e, nu? După cum spuneam, este și a fost în decursul timpului unul dintre liderii importanți ai PSD. Și nu vorbesc numai în Sebeș, ci și la nivelul organizației județene. Ce mai știm despre el? Are 55 de ani, este cunoscut de localnici ca având peste 30 de ani de activitate în domeniul ingineriei. A ocupat de-a lungul timpului diferite funcții. Iată, vorbeam și mai devreme despre astfel de funcție. Romi Dragosin a fost consilier local al municipiului Sebeș, consilier județean și are vechime în PSD. Are vechime în PSD. Cred că este printre cei mai vechi membri. Și m-am uitat un pic peste o scrisoare deschisă pe care o adresează sebeșenilor în această perioadă și am văzut un lucru pe care mizează, pentru că presupun că principalul contracandidat al domniei sale, sau îl vede ca principal contracandidat, pe domnul Dorin Nistor. Și spune așa: m-am născut la Sebeș, în anul 1960, într-o veche familie de sebeșeni, oameni gospodari credincioși care m-au crescut în spiritul sănătos al educației simple, dar durabile, așa cum românii au știut întotdeauna să facă. Mizează pe faptul că este sebeșan, locuiește acolo și își are originile acolo și încearcă să îl lovească oarecum indirect pe domnul Nistor, care deci ar are origini în Sebeș, dar nu mai locuiește în Sebeș, așa, dar indirect. Ar fi un mesaj indirect. În rest, am văzut și la domnia sa anumite propuneri, pentru Sebeș. Spune că își dorește un Sebeș în care să fie care să fie promovat prin exemplele pozitive, își dorește în continuare dezvoltarea economică. Sunt multe lucruri în această scrisoare, nu avem timp să le atingem pe toate. Nu știu dacă e foarte important pentru sebeșeni ca acel candidat, acel primar să fie originar din Sebeș sau să facă lucrurile, pentru că am văzut că sunt multe orașe prin România în care primarii fac lucruri chiar dacă nu sunt din localitatea respectivă. Așa că nu știu dacă miza lui va fi cea câștigătoare. Sau va fi un argument în campanie electorală. Și este folosit de multe ori. Este folosit de multe ori. Rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere, nu contează chiar nu de unde ce ești. Important este să iubești orașul sau așa județul e care te-a adoptat, pentru că nici eu nu sunt din județul Alba, nu sunt... Și iubești atât de mult Alba Iulia și Alba Iulia pe tine. Dar da, iubesc Alba Iulia și sincer nu aș mai pleca de aici. Să mergem mai departe. Mai sunt persoane care suferă așa de un patriotism exagerat, dar nu cred că e cazul în zona noastră. Mergem mai departe la Dorin Nistor. S-a născut în 1973, este originar din Vințul de Jos. Locuiește în Sebeș din campania trecută, atunci și-a făcut mutația în mai 2012, cu o lună înainte de alegeri pentru ca candidat și în 2012. Iar sloganul de campanie este pentru un Sebeș pro sper și senin, în 4 ani Sebeșul poate ce nu s-a putut în 4 mandate. Da. Iată. Da, după cum spuneam... Asta oarecum e cu direcția domnul Dăncilă, să înțeleg. Cu direcția domnul Dăncilă, dar nu numai, cu direcția PSD, pentru că dacă ne amintim bine, în ultimele 4 mandate, Sebeșul a fost administrat, gospodărit de PSD. Sau de un candidat al PSD, da, un primar al PSD. Și domnia sa, cred că asta atinge, ar fi bătălia supremă în acest an ca PNL să încerce să câștige această redută a PSD-ului. Iată, a mai avut o încercare, a pierdut, din câte știu, Dorin... La 70 sau 80 sau 100 și la o diferență un pic de foarte voturi mică, așa nu mai știu exact, dar... E o nouă șansă. Dar da. Eu zic că dacă nu va câștiga de data asta, ar trebui să-și pună mari semne de întrebare din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic. Dar ce am văzut la Dorin Nistor? Am văzut faptul că încearcă
să contrabalanceze faptul că nu este din Sebeș cu argumentul unor lideri locali importanți ai PNL. Mă refer la Ion Dumitrel, mă refer la domnul Mircea Hava. Încearcă să spună, ei oarecum sunt garanția faptului că eu voi reuși la Sebeș. Se poate, da, da, încearcă să folosească acest argument. Ce despre Dorin Istor, în afară de faptul că iată, a mai candidat odată, e originar din Mițu de Jos? Dorin Istor este un apropiat al lui Mircea Hava. Este un apropiat al lui Mircea Hava și de ce spun acest lucru? Pentru că din culisele de PDL, fostului PDL, știu că Mircea Hava a fost unul dintre cei care l-au susținut foarte mult pe Dorin Istor și au încercat să-l propulseze oarecum pe o traiectorie politică, pornind de la primăria Sebeș, unde a candidat. Am avut o candidatură fără succes al lui Dorin Istor și pentru Camera Deputaților, a candidat pe colegiul Alba Iulia. Eu rămân succes Dorin și rămâne Istor de văzut ce se va mai întâmpla. Economist este așadar de profesie. Este șef, acum mult timp, al gărzii mai financiare. Mai avem încă 4 candidați și mai puțin de 5 minute la dispoziție, așa că hai repede să vorbim despre fiecare. Nicolae Matei este următorul candidat de la Partidul Verde. Sloganul lui de campanie, gândiți liber și hotărâți voi pentru copiii voștri, spune Nicolae Matei, cunoscut ca om de afaceri în zona Sebeșului. Să comentăm puțin sloganul și să vedem ce știm despre proiectele dânsului, cât se poate de scurt. Domnul Matei, cred că mizează și va miza foarte mult pe ceea ce înseamnă protecția mediului. Este om de afaceri în... De altfel e de la Partidul Verde, nu? În Sebeș este destul de cunoscut, are o notorietate. L-am văzut în ultima perioadă că s-a poziționat pe această zonă a activiștilor de mediu, are și o organizație de mediu din câte am văzut. Până la urmă cred că acesta va fi sloganul. Bine, dar să mă ierte Dumnezeu, în campania electorală toți candidații fac o curățenie prin absolut toate parcurile posibile din localitatea în care candidează. Deci toată lumea face curățenie. Dacă am avea campanie electorală 4 ani în loc de o lună cât e, ar fi foarte curat peste tot. Toți candidații sunt cu sacii cu strânsul de gunoaie. Acum, fără să fac referire neapărat la domnul Nicolae Matei, la toți am văzut același lucru. Așadar, gândiți liber și hotărâți voi pentru copiii voștri, este un mesaj pentru părinți, pentru cei care au copii, pentru este familie. Este un mesaj prin care încearcă oarecum să atingă coarda sensibilă a oricărui părinte care se gândește și la viitor, se gândește că copilul lui trebuie să trăiască într-un mediu curat și de aici încearcă. Mi se arată mesaj, 2 minute, hai să mergem mai departe. Subliminal, mergem mai departe, da. Gheorghe Feneșer, un sebeșan pentru Sebeș, spune el în mesajul de campanie, îndrăznește mai mult, apare tot pe afișul dânsului. Gheorghe Feneșer a mai candidat la primăria Sebeș și la alegerile precedente, este din Sebeș, este la fel om de afaceri și de data aceasta vine din postura omului care a ocupat cea mai înaltă funcție la nivelul județului Alba, aceea de reprezentant al guvernului în teritoriu, vine prefect. De pe funcția de prefect al județului și că speră să câștige cât mai mult din voturile electoratului din Sebeș, tocmai prin această notorietate pe care și-a creat-o la nivelul prefecturii Alba. Ce pot să spun? Că din punctul meu de vedere, domnul Gheorghe Feneșer va trebui să se gândească foarte bine și ce mesaj va avea pentru electorat, pentru că va conta mai mult decât notorietatea pe care o are domnia sa și proiectele pe care le va propune. Așa sunt este. Curios să văd ce suntem se va. Cu ochii și pe dânsul. Nichita Comăniciu din partea PMP spune așa, un vot pentru fiecare. Nu vreau să fiu rău, dar domnul Nichita Comăniciu este ca și candidatul PNL de la București. Ați văzut că s-a tot schimbat. La Partidul Mișcarea Populară era la un moment dat domnul Viorel Coman. S-a întâmplat ceva acolo. Varianta oficială a fost că nu stătea bine în sondaje și domnul Comăniciu stă mai bine și de aceea a fost schimbat. Dar să vedem cum va sta la vot. A fost ciudată schimbarea pe chiar pe ultima sută de metri. Eu urez succes și lui. Nu știu foarte multe despre Nichita Comăniciu, decât că, uite,
pe mesajul lui de pe afișul electoral, scrie un vot pentru fiecare. Nu știu ce fi vrut să zică. Un vot pentru fiecare. Adică, hai, un vot și pentru mine, dacă e pentru fiecare. Un vot pentru fiecare ar putea însemna faptul că dai un vot, dar, de fapt, dai votul pentru fiecare locuitor al Sebeșului, indiferent că te gândești la cel de 99 adică de ani sau cel de... Adică dacă îți pasă, mergi la vot pentru că, iată, de un an. Am da. Înțeles. Aurel Novac. Aurel Novac, următorul candidat. PSRO. Domnul Aurel Novac vine din zona administrației și internelor, a ocupat chiar și funcția de șef al biroului în matriculări și permise, dacă nu mă înșel eu. Domnia sa, am văzut că are un program electoral, încearcă să se prezinte. Nu avem timp să intrăm în programul electoral, dar am văzut că are și niște lucruri interesante. Este pensionar în momentul de față, s-a pensionat chiar de la biroul de permise. Deci are timp să se ocupe de primăria Sebeșului, cu siguranță. Trecem mai departe, mai avem doi candidați din partea UNEPR, Vasile Berghezan, care spune: schimbarea se poate realiza prin votul vostru, votați schimbarea, toată lumea vrea schimbarea, așa cum spunea și colegul nostru Doru. Și Radu Roncea de la PSR: opriți corupția, votați simplu, votați bine. În 20 de secunde. În 20 de secunde o să spun foarte repede. L-am văzut pe domnul Vasile Berghezan că îl citează pe Confucius în materialele sale de propagandă electorală. Iar despre Radu Roncea ce să spun? Va avea cu siguranță un mesaj dur, un mesaj în care încearcă să critique și încearcă să se poziționeze oarecum într-un salvator al urbei. Cam asta ar fi în cele 20 de secunde, cu siguranță ar fi foarte multe de spus. Cu siguranță ar fi foarte multe de spus și o să mai avem ocazia aici, în cealaltă capitală, din studioul Capital TV Alba. Vă mulțumesc foarte mult, Dane, încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Ne întâlnim mâine de la ora 18. Numai bine, la revedere!